care este vicepreședinta Fundației Nicolae Ștaica și pe lângă lucrările din revistele și articolele, studiile din revistele culturale, Amfiteatru Echinox, Contrapunct România Literară, Dilema, Idei, Dialog, domnia sa este cel care a probabil că a scris Nicolae Ștaica și Paradoxul Libertății, care este și teza lui de doctorat, dar în același timp a publicat această carte. Nicolae Ștaica și Paradoxul de Libertății, cred că este cel mai bun specialist, aș putea spune, în ceea ce privește personalitatea părintele Nicolae Ștaica. De asemenea, avem deosebită bucurie să avem în locul nostru pe domnul Teodor Paleologu, care cred că nu are nevoie de prezentare. Este cunoscut profesor universitar, ambasador al României, la Reykjavik, deputat în Parlamentul României, ministru al culturii. Este o personalitate cunoscută, de nu are nevoie de prezentare. Al treilea invitat, care sperăm să sosească, este părintele Mihail Mina de la Seminarul Teologic din Buzău. Vreau slujitor la Catedrala Sfântului Ucenic Sava din Buzău, dar în același timp este ucenicul foarte apropiat al părintelui Nicolae Ștaica, pentru cât a petrecut vacanțele de vară de la Sfântul, a petrecut la Mănăstirea Vârfia. Și cred că dacă cineva a citit Nicu Ștaica în Arhivele Securității, cred că numele părintelui Mina este de multe ori menționat. De asemenea, părintele Mihail Mina este cel care în grădina de la Fântâne a avut îngropată o casetă de fier cu una din variantele Zdravului Fericit. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
cum se recomandă Nicolae, într-un domn și într-un creștin. Și spune, îl citesc pe Nicolae Steinhardt, zice, occidentale, Becker, Ionescu, Cioran, sunt nenorociți pentru noi care știm ce poate fi un pedic de cer, o felie de pâine, un pat propriu, un pui, un creion. Noi suntem fericiți pentru ei. Pe lângă tortura fără un nerv a timpului, pentru că în închisoare timpul este și el o tortură, închisoarea a devenit locul sfințit al unui om liber, redat ieși, un om păcat fericit. Și mărturisirea lui Nicolae Steinhardt este de o profunzime mistică nemai întâlnită. Am intrat în închisoare lor, cu vaci străfugerări autogene ale desnii, care despică întunericul fără a-l risipi. Ies cu ochii deschiși. Am intrat răsfățat, răzgâiat. Ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose. Am intrat nemulțumit. Ies cunoscând fericirea. Am intrat nervos, supărăcios, sensibil la fleacul. Ies nepăsător. Soarele și viața îmi spuneau puțin. Acum știu să pus perioada de pâine cât de mică. Ies, admirând mai presus de orice, curajul, demnitatea, onoarea, eroismul. Ies în păcat cu cei cărora le-am greșit, cu prietenii, dușmanii mei, ba chiar și cu mine însumi. Stau deci în genunchi și mulțumesc lui Hristos Dumnezeu și îi făgăduiesc să fac tot ce voi putea pentru a mă purta de acum încolo ca un domn rece în fața tuturor adversităților piedicilor zădărnicilor. Botezul, mărturisește Nicolae Steinhardt, este chemarea Isihiei, zâmbetul Isihiei provenite din energie dumnezeiești de creată. În același timp, trebuie să mărturisim, nu cunoaștem un alt scriitor care să privească în spațiul românesc miruit de încântare pentru Nicolae Steinhardt. Și vom reveni asupra acestui subiect. Adică Nicolae Steinhardt virtuți acolo unde și românii nu găsesc. Într-o atmosferă defetistă, demitologizantă, cum vreți să-i spuneți, în care toți se întreb să maculeze, să se auto-maculeze. Toți vorbesc despre fatalitatea românească, despre care vorbea și Cioran. Nicolae Steinhardt rostește ceva care este neîncăpător, care privește nu numai limba română, ci și oamenii, peisajul, cerul, pământul, apele și semnele în acest popor român, găsesc la Nicolae Steinhardt o dimensiune care depășește ceea ce majoritatea românilor încearcă să vadă în acest spațiu românesc, în această istorie românească și în acest neam românesc. Prin Nicolae Steinhardt, România este din statul ei pitoresc pentru a intra într-unul de izbăvire minunată. De ce? Pentru că e foarte interesant aici și anume, chiar ieri discutam în ceea ce privește Antimi Vireanu, care a fost georgian la origine, a fost vladorov și a fost adus apoi de domnitorul Constantin Cântuganu și a devenit ca mitropolit al țării românești, prin tot ceea ce a tipărit și a scris, a devenit un întemeietor de limbă românească bisericească. Prin didachile sale și prin opera sa. Este foarte interesant cum străinii ajung să iubească mai mult poporul român, spațiul românesc, așa cum face și Nicolae Steinhardt și cum a făcut-o Sfântul Antimi Vireanu. Și este foarte interesant cum anumite personalități publice își permit să vorbească despre fatalitatea românească, chiar spunea un personaj că noi avem numai niște basme de spunea chiar cretine, zice. Miorița, fatalitatea din Miorița, fatalitatea din legenda meșterului Manole și așa mai departe. De înțelegând că, de fapt, această răstignire pe care poporul român și-a asumat-o
Și această cruce pe care poporul român și-a asumat-o este, de fapt, izbăvitoare. A transformat suferința, cum a transformat-o și Nicolae Steiner. A o transformat în cale de izbăvire, în cale de fericire. A o transformat în cale de transfigurare, nu numai a ființei lăuntrice, dar și a spațiului în care te află, pentru că vom vedea cât de frumos a vorbit Nicolae Steiner. Deci, păstorul din Miorița este cel care acceptă fatalitatea, ci dimpotrivă. Acceptă viața cu încercările ei și mai mult decât atât, acceptă și moartea, dar le transformă într-o nuntă cosmică. Este o nuntă mistică aici și este o profundă înțelepciune care este dată de crucea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Onorată asistență, trebuie să spunem că aceasta nu este vorba de comemorare aici, este vorba de mult mai mult. Pentru că, de obicei, comemorarea doar aduce în memorie, dar aici vorbim despre pomenire. Noi, în biserică, vorbim despre pomenire. O numim într-un limbaj teologic anamneză duhovnicească și fără îndoială că această seară este o seară de anamneză duhovnicească, pentru că noi vorbim despre Părintele Nicolae de la Rochia, cel care, în data de 31 ianuarie 1985, a fost invitat, deci când eram student, a fost invitat de către părintele pe care îl vom asculta în această seară, Părintele Mihail Mina, a fost invitat la această facultate și, în plin regim comunist, a vorbit despre scriitorii români din diaspora. Nu-i așa? O dovadă de mare curaj. Scriitorii români din diaspora. Îmi amintesc că unul dintre profesorii de atunci cu funcție de răspundere, probabil că avea ordin ca să dueze din când în când, și el, de fiecare dată, intervenea. Mergeați. Așa, domnul Patrulu chiar mai avea misii că obișnuia să rostească și era foarte... era smerit. A fost o seară extraordinară cu Nicolae, Părintele Nicolae Steiner, deci era un act la Rochia, și nădăjduim că peste timp reușim să aducem această prezență. Ne-a bucurat atunci, în plină perioadă comunistă, pe noi studenții de atunci, eram studenți în anul întâi, prezența Părintelui Nicolae Steiner și mai ales curajul de a vorbi în 1985, 31 ianuarie, de a vorbi despre scriitorii români din diaspora. Și nădăjduim că această readucere în prezent a Părintelui Nicolae Steiner, pomenire, cum îi spunem noi în biserică, nădăjduim să fie pentru toți un prilej de pomenire. Primul nostru invitat care va face o prezentare a personalității Părintelui Nicolae Steiner este domnul George Ardelean.